Deci dacă ești întinat, dacă ești necurat, dacă ești în păcat, nu poți să atingi trupul Domnului Iisus curat, pentru că te faci vinovat și vine Dumnezeu cu judecata și cu pedeapsa. Și oricine se atinge în păcat de trupul și sângele Domnului Iisus, întinat și necurat, sunt niște consecințe care urmează. Dă-i mai departe. Fiecare să cerceteze dar pe sine însă și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, mănâncă și bea osânda lui însuși dacă nu deosebește trupul Domnului. Dă-i mai departe. Din pricina aceasta, pentru că atingeți trupul Domnului Iisus curat, în păcat și necurat și închinat, vine pedeapsa lui Dumnezeu și judecata lui Dumnezeu, pentru că nu ne-am judecat noi și nu ne-am cercetat. Și ce e în judecata asta? De ce? Sunt între voi mulți. Deci prima sentință